Zeci de prichindei au trecut pragul școlii gimnaziale Eugen Ionescu în această dimineață, atunci când a avut loc evenimentul Ziua Porților Deschise. Manifestările au avut drept scop familiarizarea copiilor cu noua instituție de învățământ la care vor studia din toamnă. Sala de sport a fost locul de întâlnire, iar atmosfera a fost animată de cântece și jocuri interactive. Am considerat că este binevenită această vizită pentru a deschide porțile, să primim viitorii noștri școlărei, să se familiarizeze cu ideea de școală și cu atmosfera de școală. Astăzi este Ziua Porților Deschise la această unitate de învățământ, unde copiii de aici, din unitatea de învățământ, au bucuria să primească alți copii de la grădinițe, cu care vor fi, sperăm noi, în anul următor școlar, viitor colegi. Sunt mulțumit de calitatea actului educațional pentru că asta se reflectă în rezultatele de la final de ciclu, când au promovabilitate de 100%. Copiii de clasa 4 ai școlii au învățat pe micuții de grădiniță cum să confecționeze mere din diferite materiale și le-au povestit despre ceea ce înseamnă școala Eugen Ionescu pentru ei. Îndrumați de cei mari, am vizitat școala, după care aici desfășurăm un atelier. E o activitate practică, artistică, un colaj, mere, specifice anotimpului toamna, fiecare cu îndemânarea lui, dar cred că va ieși ceva frumos. Ce faceți aici? Aici o să facem un măr din hârtie cartonată roșie și codița o să fie din aceasta, niște frunze pentru măr și le lipim. Când ați învățat voi să faceți acest lucru? Ne le-a dat doamna să facem ca să avem modele pentru copii. Cât de greu e? Nu, e de greu deloc, doar rupeți. Da. Întorci farfuria invers, dai cu lipici și le lipești. Ah, am înțeles. Păi și partea asta pentru ce este folosită? Este pentru cotor. De ce ar trebui și cei cu copiii mai mici să vină la Eugen Ionescu? Pentru că este o școală foarte bună și chiar învață copiii bine. Am văzut alți copii mai mari, foarte deștepți, frumoși. Îmi place pentru că am un profesor bun și putem învăța foarte bine. Școala gimnazială Eugen Ionescu este una dintre unitățile de învățământ etalon ale județului. Pentru anul școlar următor însă sunt prevăzute doar 66 de locuri, iar cursa pentru ocuparea lor este acerbă.